În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Voi da citire din Viețile Sfinților pe luna Ianuarie, ziua a 13-a, cu Cuviosul Maxim Capsul Calivitul, scrisă de Teofan, egumenul mănăstirii Vatopedru. Cuviosul Părintele Maxim era din Namțac, din părinți de neam bun, binecărincioși și îmbunătățiți, care, fiindcă erau lipsiți de fii, rugau totdeauna pe Dumnezeu cu lacrimi ca să le dea un fiu. Și ascultându-le Dumnezeu rugămintea lor, le-a dat pe fericitul Maxim, pe care din Sfântul Botez l-au numit Manuel. La botez se primește un nume, la călugărie se schimbă numele. Apoi, socotindu-l părinții ca pe un dar al lui Dumnezeu, cum era cu adevărat, îl creșteau cu multă dragoste și sârguință și îl învățau sfintele cărți. Iar când a ajuns copilul în vârstă, l-au adus și l-au băgat în biserica preasfinte Născătoare de Dumnezeu. Și rămânând Manuel în biserica aceasta, cânta cu glas dulce și cu dor dumnezeiesc, rugând pe Născătoarea de Dumnezeu cu multă umilință pentru mântuirea lui. Și într-adevăr el părea un alt Samuel, sporind cu vârsta și cu darul, fiind lăudat și iubit de toți, căci nu avea cugete copilărești, ci de la începutul vârstei avea minte bărbătească și mergea adeseori la niște bătrâni evlavioși care se linișteau acolo aproape, să audă de la dânsii sfaturi de suflet folositoare, petrecând împreună cu dânsii și slujindu-le când era slobod, căci încă se afla într-o supunere a părinților săi și se povățuia de dânsii spre petrecere plăcută lui Dumnezeu. Apoi dumnezeiescul dor, aprinzându-se în inima lui, îl țilea să iasă din lume și să meargă la liniște, ca să se îmbrace cu sfânta schimă a monahilor. Pentru aceasta, de multe ori, se dezbrăca de hainele sale cele lumești și îmbrăca cu acelea pe săraci, iar el tremura de frig. Încă și pâine pe ascunză de acelor flămânzi, cu multă îndesulare și pentru ca să-și ascundă fapta lui cea bună, se prefăcea înaintea părinților lui și înaintea lui altor cunoscuți și rudenii că iese nebun, însă fapta lui cea bună nu se tăinuia. Astfel, el într acest chip se nevoia spre fapte bune, prin care însemna că avea mai pe urmă viață mai înaltă și mai presus de cele văzute, iar părinții lui au uitat că l-au dăruit lui Dumnezeu și se pregăteau să-l însoare și să-l lege cu legăturile lumii, ca să vadă pe lângă ei pe doritul lor și să se bucure de dânsul cât vor trăi. Dar bunul Manuel, hrănind în mintea sa gândurile dumnezeiești, la 17 ani ai vârstei sale, a părăsit pe părinții săi și lumea, cum și toate cele din lume, ducându-se în muntele ce se numește Gam, unde s-a îmbrăcat în chipul monahicesc numindu-se Maxim. Din Manuel ci s-a supus unui bătrân iscusit și lucrător de fapte bune, cu numele Marcu, ca să învețe petrecerea cea monahicească. Dar de vreme ce el era și mai înainte învățat și obișnuit în petrecerea monahicească și se arăta acelor bătrâni procopsiți și vrednic de toate în post, în priveghere, în rugăciune și în culcare pe jos, întru toată aspra petrecere și întru defăimarea lucrurilor de șarte și chiar a trupului său, pentru aceea era iubit de toți. Și numai de sarusul lui era cercetat pentru covârșitoarea și neurmata petrecere aspră ce urma. Însă n-a trecut mult și starețul lui, care a strălucit cu fapta bună în toată Macedonia,
s-a dus la veșnicele locașuri. Iar Dumnezeescul Maxim, ducându-se de acolo, a trecut prin Macedonia și prin munții de prin laturile cele de aproape, căutând să afle un bătrân îmbunătățit, precum era cel din tâi, și Dumnezeu i-a împlinit dorința sa. Căci ducându-se în muntele Papichiu, a aflat bărbați sfinți asemenea cu cei vechi, care locuiau sus la dealuri, pe dealuri, în peșteri și prin locuri pustii, și nu aveau cu ei nimic altceva afară de rasele cele vechi ce le purtau. Și petrecând împreună cu dânsii multă vreme, a adunat în sine toate faptele cele bune mai presus de om. Precum primește ceara cea moale, chipurile peceților. Apoi s-a dus la Constantinopol, unde văzând frumoasele biserici și închinându-se sfintelor moaște care erau puse acolo, a alergat la biserica preasfintei stăpânei născătoare de Dumnezeu, care se numea Odigitria, ca să vadă minunile cele mari ce se făceau acolo. Deci, văzându-le și închinându-se lor, mult s-a mirat și se gândea cât de mare slavă are în ceruri născătoarea de Dumnezeu. Apoi, rămânând de tot uimit, a petrecut toată noaptea în biserică și era fără încălțăminte picioare, fără acoperământ pe cap, purtând numai o rasă de păr. Și din vederea lui cea umilită se părea tuturor a fi nebun. Căci se prefăcea și el ca și acel mare Andrei, cel nebun pentru Hristos. Deci toți se minunau de dânsul și se socoteau într-adevăr nebun pentru Hristos. Și aflând despre dânsul, marele împărat Andronic Paleologul, 1282-1328, l-a chemat la palatul împărătesc și a început a vorbi cu dânsul în fața multora. Iar Dumnezeescul Maxim a răspuns către împărat, spunându-i multe din cuvintele Sfântului Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu. După cum avea obiceiul și din dumnezeieștile scripturi, retorii cei mai iscusiți se minunau de dânsul cum de știe cuvintele Sfântului Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu, cum și toată cealaltă scriptură. Dar fiindcă nu învățase gramatica și nu zicea cuvintele drept și după meșteșugul gramaticii, marele logofot Calinicle a zis către cei ce erau de față, cu glasul este al lui Iacob, iar mâinile sunt ale lui Isav. Auzind aceasta, cuviosul a plecat îndată de acolo numindu-i de șerți la minte și nebuni și nu s-a mai dus la curtea împărătească. Iar la Sfântul Atanasie, care era atunci patriarh, se ducea adeseori și asculta cu bucurie dulciile lui cuvinte, numindu-l nou gură de aur. Iar patriarhul, cunoscând fapta lui cea bună, s-a sugruit mult ca să-l pună în chinovia pe care o ridicase el în Constantinopol. Dar cuviosul n-a voit să se ducă și să se depărteze de biserica născătoare de Dumnezeu din Vlaherne, în ale cărei curți el petrecea în foame, sete, priveghere și veghere de toată noaptea, cu rugăciuni, cu lacrimi și cu suspine necontenite, nevoindu-se în toate nopțile. Iar ziua se făcea nebun cel cu adevărat înțelept, ca vântul plăcerii oamenilor să nu-i scuture roadele faptei bune. Iar după ce a zăbovit acolo vreme îndestulată, s-a dus la Tesalonic ca să se închine marelui Dimitrie, izvorătorul de mir, și împlinindu-și dorul său, s-a dus de acolo la muntele Athos, înconjurându-l și închinându-se la sfintele mănăstiri. Iar mai pe urmă s-a dus și la Sfânta Lavră a Sfântului Atanasie. Aici citind viața și nevoințele Sfântului acestuia, precum și pe ale Sfântului Petru Atonitu, s-a minunat de liniștirea lui Petru și de viața cea duhovnicească a lui Atanasie. Deci gândindu-se la sârguința pe care a avut-o amândoi spre a păzi poruncile lui Dumnezeu, a dorit să petreacă în locul acela și să urmeze nevoințelor amândurora. Dar mai înainte de a începe viața aceasta, cugetătorul de Dumnezeu a întrebat pe Sfinții Părinți care pusnicea acolo ce petrecere să aibă mai întâi. Iar ei l-au sfătuit să se supună starețului și să se iscusească, după cum se cuvine, în isprăvile
fericitei ascultări și pe urmă, după ce va pune temelie bună pe piatra lui Hristos, adică pe dumnezeiasca smerenie, care este începutul și rădăcina tuturor faptelor bune, atunci să se nevoiască și singur în liniște. Acesta, dacă le-a auzit cuviosul, s-a supus egumenului și s-a sărășluit acolo împreună cu ceilalți frați. Deci mai întâi a început slujbele cele mai de jos și mai proaste, după cum este obiceiul. Apoi a fost rânduit să cânte în strana bisericii pentru slava lui Dumnezeu. Căci încă de când era tânăr, el a învățat cântarea de psalmi și, cântând cu pricepere și într-o cunoștință celor ce se ziceau, își înălța mintea către Dumnezeu și vărsa multe lacrimi de umilință. Același lucru îl făcea și când citea scrierile sfinte, fiind cu totul uimit, minunându-se de nemărginita iubire de oameni a lui Dumnezeu, care ne-a dat acest dar prin Sfântul Duh ca să le înțelegem pe ele, fiind noi încă cu trupul. Apoi avea purgurea inima sa aprinsă de focul dumnezeiesc și se ardeau măruntoarele lui de dumnezeiescul dar care locuia în trânsul. Pentru aceasta, deși era în mijlocul multora, era ca și cum s-ar fi aflat în pustietate. Așa că niciodată nu se opra de la rugăciunea minții, adică de a zice cu mintea în inimă: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Rugăciune pe care o avea neîncetat, mișcându-se totdeauna în inima sa, lucru care este rar și cu greu de aflat. Dar fericitul a dobândit din copilărie un dar ca acesta al rugăciunii, prin fapta lui cea bună și prin evlavia ce o avea către născătoarea de Dumnezeu. Și fiind el în ascultarea mănăstirii și făcând toate cele poruncite cu sârguință, ducea o viață aspru, asemenea celei mai dinainte, când era în biserica din Vlahernă, și nu avea nici chilie în lavră, nici un alt lucru din cele ce sunt spre odihna trupească, ci numai hrana cea de nevoie și o lua de la trapeză și mânca cu înfrânare, numai cât să trăiască, iar cederea o avea în strânile din chinda bisericii, fiindcă se nevoia cu nedormirea de toată noaptea și cu privegherea după obiceiul său. Însă, precum muntele Sinai a chemat pe Moise, Carmelul pe Ilie, iar pustia pe Ioan Botezătorul, tot în acest chip și pe cuviosul Maxim l-a chemat Atonul, floarea munților, ca să înflorească drept în trânsul, după cum zice psalmistul, în finic, și să rodească rodurile Sfântului Duh. Căci în Duminica Sfinților Părinți, care este după dumnezeiasca înălțarea lui Hristos, Dumnezeului nostru, i s-a arătat Născătoarea de Dumnezeu, având în brațe pe Domnul, și i-a zis: Urmează-mi, preacredinciosule Maxime, și suie-te deasupra Atonului, ca să iei Sfântul, darul Sfântului Duh, după cum dorești. Și văzând el această dumnezească vedenie de două și de trei ori, a lăsat lavra cea mare și după 7 zile s-a suit pe creștetul muntelui, în sâmbăta cinzecimii sau a rusalilor, și a petrecut toată noaptea traz împreună cu alți monahi care s-au dus după dumnezească liturghie, iar dumnezeescul Maxim a rămas acolo singur 3 zile și 3 nopți, rugându-se necontenit Domnului și Născătoare de Dumnezeu, cu rugăciunea minții. Dar cine poate povesti ispitele pe care le-a înălțit vășmașul asupra Sfântului ca să îl izgonească de acolo? Astfel se arătau fulgere și trăsete, încât se clătina muntele Atonului și se desfăceau pietrele și stâncile. Însă toate acestea se făceau prin nălucirea diavolilor, în vremea nopții, ca să îl înfricoșeze. Ba încă și ziua se auzeau glasuri sălbatice și tulburări mari, ca și cum ar fi fost acolo aproape mulțime de oameni care se suiau prin părțile muntelui spre vârf și se pârnau asupra Sfântului cu prăști și cu sunițe, ca să îl pogoare din vârful muntelui, fiindcă nu sufereau blestemații să locuiască Sfântul acolo, dar toate acestea se arătau cu nălucire.
Însă Dumnezeescul Maxim, având în sine darul Sfântului Duh, nu se temea nici de cum, nici se îngrija de acesta, ci se îndeletnicea și se seguia numai în rugăciunea minții, rugând pe Domnul și pe preacurata lui Maică, ajutătoarea și părtinitoarea lui. Și de aici s-a uitat de Dumnezeu Născătoarea cu multă mărire ca o împărăteasă, înconjurată de mulți boieri tineri, ținând în brațele sale pe Fiul ei și ziditorul la toate. Și cunoscându-l Sfântul prin orbitoarea și dumnezeiasca minune, care se lucea și lumina împrejur toate părțile acelea, apoi adeverindu-se de plin că nu era amăgire diavolească, ci vedenie dumnezeiască și arătare adevărată a Născătoarei de Dumnezeu, i-a grăit cu bucurie zicând: bucură-te cea cu dar dăruită, Domnul este cu tine. Și altele ca acestea. După aceea, căzând, s-a închinat Domnului și Născătoarei de Dumnezeu, auzind acestea de la Născătoarea de Dumnezeu: primește dar asupra diavolilor cinstite pătimitorule și locuiește în muntele Atonului, căci aceasta este voia Fiului meu, ca să te sui la vârful faptei bune și să te faci dascăl și povățuitor al multora ca să-i mântuiești. După aceasta i-a dat și pâine cerească spre hrana și întărirea firii, fiindcă era de atâtea zile flămând și nemâncat. Și îndată ce a luat pâinea și a băgat-o în gura sa, l-a înconjurat de sus o lumină dumnezească și a auzit laudă îngerească. Iar Născătoarea de Dumnezeu s-a suit în ceruri, cu bună mirasmă, și bună mirasmă a rămas în vârful muntelui, încât Sfântul a rămas uimit, căci nu voia să se coboare de acolo și să se lipsească de acea bună mirasmă și de acea sălucire. Cu toate acestea, după 3 zile s-a bucurat din porunca Născătoarei de Dumnezeu și s-a dus la biserica ei ce se numește Panagia și, petrecând acolo câteva zile, s-a suit iarăși în vârf și a sărutat locul acela în care se duse cu slavă Născătoarea de Dumnezeu și cerea iarăși cu lacrimi dumnezeiasca ei arătare. Însă lumină nu a mai văzut, iar bună mirasmă a mirosit fără de sațiu ca și mai înainte și s-a umplut tot de bucurie și de veselie negrită. Și aceasta a urmat de 3 ori când s-a suit în vârf, dar pe Născătoarea de Dumnezeu nu a mai văzut-o ca întâia oară. Iar de atunci s-a coborât la poalele muntelui, ca prorocul Ilie în Carmel. Și acolo, aflând un monah bătrân, i-a spus ceea ce a văzut și a auzit în vârful muntelui. Iar bătrânul, auzind aceasta, a socotit că s-a rătăcit Dumnezeescul Maxim și că toate acestea le-a văzut prin nălucire diavolească, numindu-l rătăcit și amăgit pe luminătorul și povățuitorul celor rătăciți. Și de atunci toți îl numeau rătăcit și, întorcându-se de către dânsul, îl goneau ca să nu se apropie de cineva. Dar acest nerătăcit luminător a primit cu mare glas a se numi rătăcit, iar nu sfânt. Ba încă se prefăcea totdeauna că este rătăcit și, când vorbea cu alții, se făcea că este nebun, ca să piardă părerea cea tufașă și să rodească smerita cugetare care păzește în om darul Sfântului Duh. Și pentru aceasta nu locuia într-un loc cu ceilalți, ci ca un rătăcit se muta din loc în loc și oriunde se ducea, își făcea o colibă mică din iarbă și din frunze, cât numai să încapă trupul lui cel mult pătimitor. Iar după puțină vreme o ardea și se ducea într-altă parte și își făcea alta. Apoi iubea atât de mult lipsa și sărăcia, încât nu avea niciodată nici sapă, nici traistă, nici scaun, nici masă, nici oală, nici făină, nici un de lemn, nici vin, nici pâine, nici altceva din cele trebuincioase omului, ci aproape ca un fără de materie își petrecea viața prin locuri pustii și neumblate. Și numai o colibă mică își făcea, păi cum am zis, și după ce petrecea puțină vreme o ardea și pleca de acolo. Pentru aceasta s-a și numit rătăcit și capsocalivitis, arzător de colibe.
căci mulți nu cunoșteau Dumnezeescul dar, care locuia întrânsul și, și îl acoperea, și nici nădejdea care îl roua și rugăciunea cea necontenită care îl îndulcea. Dar cine poate să spună foamea și setea pe care le răbdea? Goliciunea, frigul, înghețurile iernii, arșițele verii, petrecând fără acoperământ de casă, fără a doua haină, desculț, neavând de la nimeni nicio cercetare, fără numai dacă era silit de nevoia firii, a merge vreodată la vreun cutare frate ca să ia mângâiere, ca să-și mângâie corpul cel mult chinuit, cu puțină pâine și sare și cu puțin vin, dacă s-ar fi aflat. Și ar putea să zică cineva că pentru dânsul a spus Hristos în Sfânta Evanghelie, căutați la păsările cerului, că nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare și Tatăl vostru le hrănește pe ele. Căci acest sfânt era ca o pasăre a cerului, sau mai bine zis ca un fără de trup, locuia în pustie. Și într-adevăr acest de-a pur a pomenit Maxim, după cum zice Apostolul Pavel, și-a răstignit trupul cu patimile și cu poftele. Revin în câteva secunde. Cine să nu se minuneze de o petrecere îngerească ca aceasta? Cine să nu se înspăimânte auzind locuințele lui mai presus de om? Adică răbdarea lui cea mare, livegherea de toată noaptea, lacrimile cele de-a pururea curgătoare, necurmata rugăciune, metaniile cele multe, lovirea capului său de pământ pietros, liniștea, blândețea și smerenia lui. Pentru aceasta și locaș al Sfântului Duh s-a făcut ca un alt Petru Atonitu și ca alt Atanasie cel Mare, căruia se nevoia să le urmeze din toate puterile sale. Sau mai bine zis, pe începătorii monahilor, pe Pavel zis Tebeul și pe Marele Antonie i-a râvnit la înălțimile faptelor bune și la înălțimile faptelor bune ale acestora a ajuns. Pentru aceasta și mintea lui, ca și a acelora, vedea descoperirile tainelor dumnezeiești. Dar acestea când s-au făcut cunoscute și s-au arătat altora, atunci când el s-a cunoscut că nu este rătăcit de minte și când a petrecut împreună cu alți sfinți bătrâni și mari sihaștii care se minunau și se cucereau de nevoințele cele mari ale dumnezeiescului Maxim, care îl bănuiseră că ar fi rătăcit, după cum mai înainte s-a spus. Iar când au petrecut împreună cu dânsul, au cunoscut Dumnezeescul dar, care locuia în dânsul. Și de atunci nu mai m-au rătăcit și înșelat, și îi ziceau cinstitul Maxim și luminătorul cel prea strălucit. Între acea vreme a venit la Sfântul Munte și cuviosul părintele nostru Grigorie Sinaitul și așezându-se în schitul ce se numește Magula, a dorit, s-a făcut dorit și iubit tuturor părinților Sfântului Munte și mai ales liniștitorilor, pentru că era dascăl minunat al liniștii și al rugăciunii. Și a făcut cunoscut tuturor foarte bine meșteșugurile și măiestirile diavolilor, lucru care este foarte rar și a nevoie de aflat. Pentru aceasta, alergând la toți, la dânsul toți liniștitorii, se învățau de la el tainele Sfintei Rugăciuni, precum și care sunt semnele cele nerătăcitoare ale darului și care ale înșelăciunii vrăjmașului. Iar unii dintre ei au spus și despre cuviosul Maxim, povestindu-i petrecerea lui supraomenească și nebunia lui cea prefăcută.
Auzind acesta, dumnezeiescul Grigorie s-a minunat și a poftit să-l vadă și să vorbească împreună cu el. Deci a trimis câțiva din ucenicii săi, ca să cheme pe fericitul Maxim la dânsul. Și ducându-se trimiși la coliba lui și negăsindu-l acolo, l-a căutat în zadar prin împrejurim, timp de aproape 2 zile, fiindcă era vreme de iarnă și el locuia prin peșterile din desișurile pustiei. Deci, osenindu-se mult, au mers la chilia Sfântului Mamant, ca să se odinească puțin, și a susit acolo îndată și Sfântul Maxim cel căutat, care a cheretisit pe toți cei ce se aflau acolo, numind pe fiecare după numele său și mai înainte a spus dorința cuviosului Grigorie, cum că voiește să plece din Sfântul Munte și să meargă la Paroria, cum și multe de acestea. Iar frații cei trimiși i-au adus la cunoștință dorința sarățului lor și el îndată a plecat împreună cu dânsii la Grigorie, cântând psalmul ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu și celelalte. Iar când a ajuns la chilia lui Grigorie, dumnezeiescul Maxim a zis către trimiși: bătrânul acum se odihnește, fiind foarte obosit de rugăciune, pentru aceasta linișiți-vă și voi puțin și eu asemenea mă voi odihni până voi vedea pe bătrânul. Și așa au intrat în pădure, rugându-se cu lacrimi și cântând astfel: pașii mei îndreptați-i după cuvântul tău, ca să nu mă săpunească toată fără de legea. Săvârșind tot psalmul, a fost chemat de dumnezeiescul Grigorie și îndată a mers. Și după ce au vorbit acolo cu toții despre diferite lucruri, Grigorie a scos pe ceilalți afară și a oprit la sine pe purtătorul de Dumnezeu Maxim, vrând să se înștiințeze de la dânsul chiar de toate cele auzite de la alții. Deci, fiind întrebat Sfântul Maxim de dumnezeiescul Grigorie despre petrecerea și lucrarea cea duhovnicească, Sfântul Maxim a răspuns: iartă-mă, părinte, că sunt om rătăcit și înșelat. Iar bătrânul a zis: lasă acum acesta și spune-mi pentru Domnul fapta ta cea bună, ca să mă luminez, iar de nu măcar să vorbim împreună despre fapta cea bună și să ne folosim unul altuia, căci eu nu voi arăta cele găite de tine la ceilalți, care împiedică pe aproapele cu cuvintele cele rele și neiscusite, căci eu iubesc pe aproapele ca pe mine însumi. Deci spune-mi, mă rog, pentru Domnul, fapta ta cea bună. Atunci dumnezeiescul Maxim i-a arătat câte a făcut și câte a pătimit din tinerețile lui, adică dumnezeiasca râvnă pe care o avea pentru Dumnezeu, fugirea de lume, supunerea lui, nebunia cea prefăcută, nevoințele cele țicăstrești, înfricoșata vedenia născătoare de Dumnezeu, lumina care l-a înconjurat atunci când era în creștetul Atonului și alte dăți l-a înconjurat, precum și ispitele diavolilor. Iar dumnezeiescul Grigorie, întrerupând pe cuviosul din cuvântarea lui, a zis: spune-mi, te rog, ții rugăciunea minții, prea cinstite părinte? Iar cuviosul, zâmbind puțin, i-a zis: nu voi ascunde de tine, părintele meu, minunea născătoare de Dumnezeu care a făcut-o cu mine. Eu, din tinerețile mele, aveam multă credință către Doamna mea și născătoarea de Dumnezeu și o rugam cu lacrimi ca să-mi dea darul rugăciunii din inimă. Și într-una din zile, mergând la biserica ei, după cum aveam obiceiul, am rugat-o iarăși cu nemăsurată cerbințeală a inimii mele și când sărutam cu dragoste sfânta ei icoană, îndată am simțit în inimă o cerbințeală ce mi-a venit de la sfânta ei icoană, care nu mă ardea, ci mă răcea și mă îndulcea, pricinuind sufletului meu mare umilință. De atunci, părinte, a început mintea mea să zică neîncetat rugăciuni și inima mea se veselea cu pomenirea lui Iisus și a Sfintei de Dumnezeu Născătoare, făcând totdeauna pomenirea lor. Și din acea vreme niciodată n-a mai lipsit rugăciunea din inima mea: iartă-mă, părintele meu. Iar dumnezeiescul Grigorie a zis către dânsul: spune-mi, Sfinte,
S-a urmat vreodată după rugăciunea aceasta: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliește-mă. Vreo arătare dumnezească sau un alt rod al Sfântului Duh? Sfântul Maxim a zis către dânsul: O, Părinte, pentru aceasta mă duceam în locul pustiu și doream liniște totdeauna. Pentru ca să dobândesc mai mult darul rugăciunii prin dragoste covârșitoare către Dumnezeu și pentru înălțarea minții către Domnul. Iar Sfântul Grigorie a zis către dânsul: Rogu-te, Părinte, să-mi spui, ai toate acestea pe care mi le-ai spus? Atunci Dumnezeescul Maxim a zâmbit și a zis către dânsul: Dă-mi să mănânc și nu-mi mai cerceta rătăcirea și înșelarea mea. Iar Sfântul Grigorie a zis către dânsul: O, de aș avea și eu înșelarea ta, Sfinte, însă te rog să-mi spui, când se răpește mintea ta într-o vedere, ce vede cu ochii cei gânditori? Și atunci, poate mintea împreună cu inima să grăiască rugăciunea? Iar Dumnezeescul Maxim a răspuns: Ba nu poate, căci când vine darul Sfântului Duh un om prin rugăciune, atunci încetează rugăciunea, fiindcă se stăpânește mintea cu totul de darul Sfântului Duh și nu mai poate să lucreze cu puterile ei, ci rămâne nelucătoare și se supune numai Sfântului Duh, căci unde voiește Duhul cel Sfânt, o duce, ori în vreun aer nematerialic al dumnezeieștii lumini, ori într-o altă vedenie oarecare nepovestită, ori cum se întâmplă de multe ori într-o oarecare vorbire dumnezeiască și în scurt, precum voiește Duhul cel Sfânt, așa mângâie pe robii săi și după cum se cuvine fiecăruia, așa îi dă și darul lui. Și ceea ce spun poate să vadă cineva la prorocii și apostolii, care s-au învrednicit a avea atâtea vedenii, măcar că oamenii îi bajocoreau și îi credeau rătăciți, beți și ieșiți din minte. Astfel, prorocul Isaia a văzut pe Domnul pe scaun înalt și prea înălțat și pe serafim șezând împrejurul lui. Iar întâiul mucenic Ștefan a văzut cerurile deschise și pe Iisus stând de dreapta Tatălui și celelalte. Într acest chip și acum robii lui Hristos se învrednicesc a vedea vedenii de multe feluri, pe care unii nu le cred și nici nu le primesc în niciun chip că sunt adevărate și socotesc că sunt rătăciri, iar pe cei ce le văd îi cred că sunt rătăciți. Dar mă minunez foarte mult de aceasta, cum oamenii aceia s-au întunecat și au orbit ca niște orbi cu sufletul, nu cred ce a făgăduit neminciunosul Dumnezeu prin gura prorocului Ioil, că va da credincioșilor acolo unde zice: Voi vărsa darul Duhului meu peste tot credinciosul și peste robii și roabele mele. Acest dar le-a dat Domnul nostru și îl dă și acum și îl va da până la sfârșitul veacului tuturor credincioșilor robilor săi după a sa făgăduință. Deci când darul acesta al Sfântului Duh ar veni în cineva, nu-i arată cele obișnuite, nici cele simțite ale lumii acestea, ci îi arată ceea ce n-a văzut niciodată, nici nu le-a zărit. Și atunci mintea omului aceluia învață de la Sfântul Duh taine înalte și scumpe, pe care, după cum zice Dumnezeescul Apostol Pavel, ochiul trupesc al omului nu poate să le vadă, nici mintea nu poate să le socotească de la sine vreodată. Și pentru ca să înțelegi cum le vede mintea noastră, ia aminte la ceea ce voiesc să zic. Ceara, când iese departe de foc, este tare și se prinde de mâna omenească. Iar când o pui în foc, se topește și de acolo se aprinde și toată se face lumină. Și așa se săvârșesc toată, și așa se săvârșește toată într-o lumină. Și nu este chip să nu se topească în foc și să nu se facă precum apa. Așa și mintea omului, când este singură, neunită cu Dumnezeu, înțelege acelea câte sunt ale puterii ei. Iar când se va apropia de focul Dumnezeirii și de focul și de Duhul cel Sfânt, atunci se săpunește cu totul de acea dumnezească lumină, făcându-se toată lumină și acolo
în văpaia Sfântului Duh se aprinde și se topește de Dumnezeu și le noime. Și nu este chip acolo în focul Dumnezeirii să gândească cele trupești și cele ce ar voi. Atunci Dumnezeescul Grigorie a zis către dânsul: mai sunt și altele asemenea ca supravitul meu, care sunt ale rătăcirii și înșelării? Iar marele Maxim a răspuns zicând: altele sunt semnele înșelării și altele ale darului. Căci ducul cel rău al înșelăciunii, când se apropie de om, îi tulbură mintea și îl sălbăticește. Îi face inima aspră și o întunecă. Îi pricinuiește temere, frică și trufie, îi slăbănogește ochii, îi tulbură creierii, îi înfiorează tot trupul, îi arată cu nălucire în ochii lui lumină, nu strălucită și curată, ci roșie, și îi face mintea uimită și diavolească și îl îndeamnă să zică cu gura lui cuvinte necuvincioase și culitoare. Și acela care vede pe însăși ducul înșelăciunii de mai multe ori, se iuțește și este plin de mânie. Și smerenia nu o știe cu totul de săvârșit, nici plânsul cu adevărat și lacrimile, ci totdeauna se fălește cu isprăvile lui. Și fără sfială și fără frică, și fără sfială și frică de Dumnezeu, se află în patimi. Și pe scurt iese cu totul din minți, ajungând la pierzare de săvârșită, din care înșelăciune să ne izbăvească Domnul prin rugăciunile tale. Iar semnele darului sunt acestea: când se apropie de om darul Sfântului Duh, îi adună mintea, îl face să fie luător și smerit, aminte și smerit, îi aduce înainte pomenirea morții, a păcatelor, a judecății ce va să fie și a muncii veșnice. Și sufletul lui se face lesne umilitor, a plânge și a se tângui, îi face și ochii lui blânzi și plini de lacrimi. Și cu cât se apropie de om, îl îmblânzește în sufletul lui și îl mângâie prin sfintele patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos și prin nemărginita lui iubire de oameni, pricinuind în mintea lui vedenii înalte și adevărate, întâi pentru puterea necuprinsă de minte a lui Dumnezeu, cum adică cu un cuvânt a adus toate făpturile dintr-o neființă în ființă. Al doilea, pentru puterea lui cea nemărginită, care ține, o cârmuiește toate și are purtare de grijă pentru toate. Al treilea, pentru necuprinderea și neînțelegerea preasfintei trăimi și pentru noi anul cel neurmat și neajuns al dumnezeieștii ființe și celelalte. Și atunci, dacă se va răpi mintea omului dintr-o acea dumnezească lumină, inima lui se face alinată, prea blândă și izvorăște roadele Sfântului Duh, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, milostivirea, dragostea, smerenia și celelalte, primind sufletul lui o bucurie nepovestită. Acesta, după ce le-a auzit Sfântul Grigorie, a rămas uimit și se minuna de cele ce grea Dumnezeescul Maxim. De aceea nu-l mai numea om, ci înger pământesc. Apoi l-a rugat mult zicând: încetează-te, rog, de a-ți mai arde coliba ta și adună-te pe sine într-un loc și șezi, după cum zice și Dumnezeescul Isaac, ca să faci mai mult rod, folosind și pe mulți, ca un prea iscusit în fapta bună, căci iată, mai te-a ajuns și bătrânețea, iar moartea vine de multe ori fără de vreme. Pentru aceasta împărtășește talentul, adică darul pe care l-ai luat, și dumnezeiasca sămânța învățăturii tale dă-o poporului lui Dumnezeu, prin șederea ta într-un loc, mai înainte de te ajunge sfârșitul vieții, ca să iei în ceruri plată mai mare pentru folosul altora. Căci Domnul, dând apostolilor darul preasfântului Duh, nu i-a trimis să petreacă viața lor în munți,
și la oameni, ca să împărtășească și ei din darul acesta și cei păcătoși să se facă sfinți prin sfințenia acelora. Pentru aceasta a zis către dânsii, așa să se lucească lumina voastră înaintea oamenilor și nu înaintea pietrelor. Deci, să lucească și lumina ta înaintea oamenilor, ca să vadă lucrurile tale cele bune și să slăvească pe Tatăl nostru cel din ceruri. Lasă acum prefacerea ta că ești nebun, căci se pricinuiește sminteală celor ce nu știu ispăvile tale cele bune. Deci ascultă sfătuirea mea și fă precum îți zic, ca un prea bun prieten și frate al tău, căci frate pe frate, ajutându-se, sunt ca o cetate îngădită și întărită, zice dumnezeiasca Scriptură. Aceste sfaturi ale dumnezeiescului Grigorie, învățându-le și, și ceilalți bătrâni asemenea și ei, l-au sfătuit și l-au înduplecat să șadă într-un loc. Deci dumnezeiescul Maxim, aflând o peșteră care este aproape de a lui Isaia, ca la 3 mile, a făcut acolo o îngăditură lată de un stânjen și unul și lungă de unul, fără pietre, fără lemne, fără scânduri și fără piroane, și numai cu ramuri și cu burieni după obiceiul lui, și îi se părea că a făcut chilie. Acolo s-a așezat și de aici înainte n-a mai ars-o și a petrecut toată viața sa cu obișnuința lui nevoință și sărăcie, neavând nici măcar un ac și cât de puțină pâine, păstrându-și tot aceeași sirăstrie mai presus de om ca un fără de trup. După aceea și-a săpat mormântul aproape de chilia sa și în toate zilele, mergând acolo în vremea utrăniei, plângea singur și cânta imne jalnice ce se cântă morților, după asemănarea aceasta, cel ce a împodobit cerul cu stelele ca un Dumnezeu, pe care imnul singur le-a alcătuit. Deșezând în chilia sa, se nevoia cu aceeași nevoință mai presus de om, iar diavolii adunându-se făceau război cu Sfântul în fiecare zi și se sârguiau să-l izgonească din acel loc. Dar în deșert se oseneau blestemații, căci erau izgoniți de rugăciunea cuviosului cea gândită și ca un fum se risipeau. Apoi cu putere dumnezească, cu totul nebiruită, îl acoperea de aici înainte, puterea care se arăta în chip de foc celor vrednici de o vedere ca aceasta și ardea de tot pe vrăjmașul lui. De aceea el vindeca pe mulți, numai cu cuvântul, și pe diavolul îi izgonea din oameni, precum am cunoscut acest lucru prea adevărat. După aceea a trimitat pe oameni să meargă în pace la locurile lor, poruncindu-le să se depărteze de vorbirea de rău, de nedreptate, de jurământul strâmb, de beție, de desfrânare, să postească de carne, să dea milostenie după putere și să curețe de tot păcatul, să se curețe de tot păcatul prin pocăință. Și între acest chip să se împărtășească cu preacuratele taine, la praznicele cele mari și vestite, ca să fie totdeauna sănătoși. Încă și pe un monac anume Mercurie l-a îndemnat odată cu viosul ca să izgonească pe dracul dintr-un îndrăcit. Și acolo, înaintea cuviosului, a certat Mercurie pe Duhul rău și viclan, cu numele lui Iisus Hristos, și cu praslăvire a tămăduit pe cel îndrăcit. Iar pe un mucenic al unui stareț, care a supărat rău de un diavol, întâlnindu-l în cale cuviosul, i-a poruncit să păzească ascultarea către bătrânul său, să se depărteze de brânză, de vin și de spurcăciune și se va tămădui în numele lui Iisus Hristos. Și o minune, mergând după cuvântul acesta, s-a tămăduit. Într-una din zile, a mers la cuviosul niște monahi din lavă pentru sfat, iar împreună cu dânsi a mers și un miran. Și cum a văzut cuviosul pe miran, l-a izbonit departe zicându-i că este achindinan. Achindin era un eretic și necărincios, cu toate că nu-l știa nimeni altul că este astfel până în ceasul acela. Iar Sfântul se împotrivea lui Achindin
și îl numea cacochindinos, adică rău primejdios. Și îndrăcit părtaș la tot restul și slujitor al lui Antichrist. Și pentru aceasta niște râtici ca aceea, pe niște râtici ca aceea îi izgonea și îi anatematiza pe față cuviosul. Alți monachi iarăși au mers la cuviosul și cum i-a văzut pe, de departe, a strigat cu mare glas: alungați înapoi pe Masalianul, zicându-i pe nume, și veniți și apoi veniți la mine. Acest lucru, auzindu-l acei monachi, s-au cutremurat și zgomii din tovărăcia lor, pe rău credinciosul Masalian au mers la Sfântul. Un monac voia să călătorească la Constantinopol cu un caiac al Tesalonicului pentru o trebuință, iar cuviosul nu l-a lăsat, spunându-i înainte primejdia. Iar după 3 zile de la pornire s-a scufundat în mare caiacul acela cu toți oamenii. Alt caiac iarăși a venit la limanul Lavrei și oamenii acelui caiac au mers la cuviosul având cu ei și un om îndrăcit care avea pe diavolul nesăturării, căci mânca cât mănâncă 5 oameni și tot nu se sătura. Pe acesta, aruncându-l la picioarele cuviosului, l-a rugat ca să-l izbăvească de acest duh. Atunci Sfântul, luând o bucată de pâine uscată, a dat-o celui ce pătimea, zicându-i: în numele Domnului nostru Iisus Hristos, numai atât să mănânci și să te saturi și să fii în pace. De atunci înainte s-a izbăvit acel om de diavolul nesațului și nu mânca mai mult decât măsura dată de Sfânt. Pentru aceasta, lepădându-se de lume și de cele din lume, s-a făcut monac și s-a sălășuit aproape de Sfântul. Apoi, povățuindu-se de dânsul, a sporit cu darul lui Dumnezeu în faptă așa bună și s-a făcut un monac prea iscusit. Un monac anume Varlaam, ucenic al unui bătrân oarecare, a fost socorât de cuviosul pentru învârtoșarea sa și pentru neascultarea ce o arăta către bătrânul său și a zis: pentru aceste greșeli ale tale vei avea un rău sfârșit și ai să mori înghețat de frig. Lucru care s-a și întâmplat, că s-au împlinit cele zise mai înainte de cuviosul. Un alt monac cu numele Atanasie i-a spus unui alt monac i-a spus cuviosul mai înainte că va fi omorât de ismailiteni. Și s-a întâmplat și această prorocie a cuviosului. Atât era de bogat fericitul prin darul Sfântului Duh, încât și cele ce erau de departe le vedea, ca și cum ar fi fost aproape. Și cele ce aveau să fie le cunoștea mai înainte și le spunea ca și cum ar fi fost de față. Apoi chiar și venirea împăraților a cunoscut-o mai înainte și a zis: împărații grecilor voiesc să vie la mine ca să audă prorocie și să ia mai înainte înștiințare de cele ce vor să fie, iar nu ca să se folosească. După puțin timp au venit la dânsul Ioan al 4-lea, al 6-lea Canta Cusino, 1347-1354, și Ioan al 5-lea Paleologul, 1341-1391, care atunci împărățeau împreună, cărora l-a prorocit cuviosul toate ce aveau să li se întâmple, povățuindu-i să îndure toate neplăcerile ce au să vie asupra lor. Apoi le-a dat învățătură și i-a îndemnat la fapte folositoare de suflet și potrivite împăraților, pe care nu le arătăm aici pentru scurtimea istoriei. Iar când au plecat de acolo împărații, fiind petrecuți de Sfântul, a zis către Canta Cusino: iată egumenul mănăstirii. Revin în câteva secunde.
iar către Ioan Paleologul a zis: stăpânește, nestăpânitule, și nu te înșela, căci împărăția ta va fi mică și slabă și îți va aduce multe tulburări. După aceasta le-a zis: bucurați-vă și mergeți în pace. Și trecând puțină vreme, a trimis la Constantinopol lui Ioan Cantacuzino o bucată de pâine uscată, o ceapă și un ustuoi. Prin aceasta i-a vestit de mai înainte că se va face monah și va mânca astfel de hrană. Ceea ce s-a și întâmplat, căci după puțin timp, fiind silit de Ioan Paleologul, s-a făcut monah fără voia sa. Și atunci când mânca pâine și ceapă, și-a adus aminte de prorocia cuviosului și se minuna. Asemenea și Ioan Paleologul, aducându-și aminte de prorociile cuviosului, după ce s-au împlinit toate cele prorocite, s-a minunat, lăudându-l foarte mult. Preasfințitul Patriarh Calist, mergând în Serbia cu tot clerul său pentru unirea și pacea bisericii și trecând prin Sfântul Munte al Atonului, a mers la locul Sfântului Maxim ca să-l vadă, iar cuviosul a ieșit într-o întâmpinare a lui și a cerut binecuvântare de la dânsul. Iar după sărutare a zis în glumă către cei ce erau de față: bătrânul acesta a pierdut pe vara sa și altele, și după ce au vorbit mult timp împreună, i-a petrecut zicând: fericit și frăprihan în cale, care umblă în legea Domnului. Pentru aceasta, le vestea moartea și îngroparea lor acolo, lucru care s-a și întâmplat, căci mergând patriarhul cu clerul său în Serbia, după un scurt timp au murit cu toții acolo, fiind otrăviți, după cum spun cei mai mulți, iar după cum scriu bizantinii, din pricina văzduhului, și s-au îngropat acolo în biserica sârbilor. Deci s-a împlinit prorocia cuviosului care a făcut-o pentru împărați și pentru patriarh. Un sihastru cu numele Metodie, mergând într-o zi la cuviosul, a văzut o lumină dumnezească strălucind împrejurul lui și n-a îndrăznit a se apropia de dânsul, până când i-a poruncit cuviosul. Se mai povestește de mulți un lucru minunat despre cuviosul, cum că primea pâine cerească. Odată în vreme de iarnă a mers bolnicerul Lavrei, anume Grigorie, spre cercetarea lui împreună cu alt frate. Și de multă zăpadă ce căzuse, era acoperit locul și urme de om nu se vedeau nicăieri. Și făcând drum cu multă oseneală, au mers la locul cuviosului, având cu ei pâine, vin și alte trebuincioase pentru mânghiere. Dar intrând în coliba lui, au văzut pâine caldă și curată, din care ieșea miros atât de plăcut, încât au umplut coliba lui de bună mirasmă. Iar ei, cercetând să vadă dacă se află în colibă vreun semn de foc și neaflând, au rămas uimiți, minunându-se de acea pâine cerească. Deci căzând la picioarele Sfântului, cereau să le dea și lor o bucată din acea pâine. Deci milosivindu-se cuviosul, a tăiat pâinea în jumătate și l-a dat zicând către dâns: și mâncați și luați aminte să nu spuneți cuiva din cele ce ați văzut cât voi trăi eu. Încă și apă de băut a dat prietenilor săi, după cum martorul îmi este Dumnezeu, că mai pe urmă, după adormirea cuviosului, ne-au spus nouă unii din cei ce s-au împărtășit de această băutură cerească, iar alți frați ne-au spus cum că apa mării cu rugăciune o făcea dulce și o bea. Altă dată, în vremea culesului vii, au mers la dânsul doi monahi și după ce au băut puțin, cuviosul a luat o bucată de pâine și le-a dat zicând: duceți-vă mai repede în la mănăstirea lui Dorotei, ca să nu vă primejduiți pe cale de furtună. Iar ei se minunau și le-a zis că are să fie furtună, pentru că aerul și timpul erau liniștite și nori nu se vedeau nici de cum. Cu toate acestea, mai înainte ca ei să ajungă la mănăstirea lui Dorotei, cerul s-a schimbat într-un chip înfricoșat și s-a strânit un vânt urmat de o mulțime de fulgere și trăsente și a căzut atâta grindină și ploaie tulburătoare, încât a încetat de săvârșit culesul, iar viile cele neculese le-a prăpădit și le-a făcut ca și pe cele culese. Acesta, văzând de la cei doi monahi, au strigat: Doamne, miluiește! Și propovăduiau pretutindeni
prorocia cuviosului. Altădată a venit la cuviosul un învățat din Constantinopol și îndată ce l-a văzut cuviosul a cunoscut gândurile cele rele pe care le avea întru sine și a început să-l certe zicând: unde ai văzut tu nevoințele și luptele sfinților, precum și darurile pe care le dă Dumnezeu? Și culeși asupra lor zicând că sfinții au avut puține nevoințe, iar cei ce scriu viața lor le fac laude și le adaugă multe fapte neadevărate pe care nu le-au făcut. Apoi și darul minunilor pe care îl au, îl ciocotești că este mincinos. Încetează cu aceste gânduri, ca acestea satanicești, ca să nu întăriți pe Dumnezeu și să trimită un trăznet asupra ta și să te ardă de tot. Pentru că sfinții s-au afierosit cu totul lui Dumnezeu, încât toate faptele lor le-au făcut pentru Dumnezeu și sub plăcerea lui. Și cine poate scrie cu dea dinsul toată viața fiecărui sfânt, precum a fost? Sau cine o știe cu dea mănuntul? Ci numai puține din cele multe se scriu ca să fie spre mărturia sfântului. Asemenea, se cotește că și darul Sfântului Duh, care s-a dat sfinților, nu este numai atât că se vede, ci este bogat, neajuns și neînțeles, încât covârșește toată mintea și tot gândul. Numai dacă vrei să fii cu adevărat înțelept, lasă nebuna cuvântarea elinilor și îndeletnicește-te, precum zice David, ca să cunoști pe Dumnezeu și prin cunoștință și prin liniștea cea duhovnicească să te împrietenești cu Dumnezeu pe cât vei putea, și atunci vei cunoaște darul Sfântului Duh, precum și minunile cele dumnezeiești și neînțelese ale lui Dumnezeu. Și astfel te vei minuna și te vei umili după ce vei cunoaște în ce întuneric erai mai înainte, căci fără de lumină nu se cunoaște întunericul. Deci vină la lumina liniștii și rugăciunii și vei fugi singur de întuneric. Atunci vei vedea și vei cunoaște darul și și puterea sfinților și vei dori să-l dobândești și tu. Acesta, auzindu-le cărturarul, s-a înfricoșat și s-a cutremurat, căci a spus gândurile cele ascunse ale lui și folosindu-se foarte mult de cuvintele cuviosului și a îndreptat gândirea cea culitoare pe care o avea și de aici înainte, îndrepta și pe alții cu prea înțeleaptă învățătură a sfântului. Și eu însumi, zice scriitorul vieții acestuia, martorul meu este Dumnezeu, nu voi ascunde ceea ce am văzut la cuviosul, fiindcă m-am făcut și eu cunoscut cu dânsul și am avut împreună petrecere cu el. Într-o zi am pornit de la Sfânta Mănăstire a Vatopedului, împreună cu alt frate, și am mers la coliba lui. Și neaflându-l acolo, mă mâhneam și căutam împrejur ca să văd pe cel dorit. Suindu-mă apoi puțin dinapoi a chiliei lui și căutând spre drumul lui Isaia, iată că l-am văzut pe el de departe de noi, ca la 2 mile, și toată calea aceasta este cu greu de umblat, fiind un loc pietros și drum întormit nu avea. Dar o minune! Am văzut pe Sfântul că s-a înălțat de la pământ sus în cer și ca un vultur înaripat zbura pe deasupra pădurii celei dese și a pietrelor celor mari și venea spre mine. Deci văzându-l zburând într acest fel, m-am cutremurat și am strigat: mare ești, Doamne! Și de frică m-am tras puțin înapoi și într-o clipare de ochi a sosit și Sfântul acolo, unde stăteam eu cântând. Iar ce cânta, eu nu am înțeles, căci mă minunam. Am căzut deci la picioarele lui și l-am primit, iar el m-a întrebat de când am venit în locul acela. Apoi, apucându-mă de mână, m-a dus în coliba lui și după aceea m-a învățat și m-a sfătuit mult zicându-mi: caută să nu spui ceea ce ai văzut atât cât voi fi în această viață. Și să știi că ai să fii egumen al mănăstirii și mitropolit al Arhidonului și ai să pătimești multe. Însă rabdă urmând lui Hristos, care a fost spânzurat pe lemn, căci El îți va fi ajutor într-o ispitele care vor fi spre mărturia pătimirii tale. Și toate acestea mi s-au împlinit după prorocia Sfântului. Încă și aceasta pe care am văzut-o eu însumi
nu voi să o tac, un monah cu numele Iacob. L-a rugat pe Sfântul ca să-i facă o carte de milosenie, prin care să-și scoată din robie pe fratele său. Și tăcând puțin cuviosul, i-a zis cu asprime: du-te de scoate cei 60 de galbeni pe care îi ai ascunși în zidul turnului și dă spre răscumpărare fratelui tău. Apoi nu fi lacom și mincinos și să nu te robești iarăși cu această patimă. Iar Iacob, auzind aceasta, a mărturisit adevărul și, cerând iertăciune de la cuviosul pentru drăzneala lui, a dobândit-o pe aceasta. Altădată un mirean a venit la cuviosul și ruga cu plângere: Sfinte al lui Dumnezeu, ajută-mi, căci un preot m-a blestemat și a murit și acum nu știu ce să fac eu, ticălosul. Sfântul milosivindu-se de dânsul, i-a zis: mergi la mitropolitul Veriei, care stăpânea ca un arhiereu pe preotul acela ce a murit, și să te ierte după legile creștinești. Acest lucru s-a și făcut, căci a dobândit de la dânsul iertare. Și în același as a zis unui monah: du-te și tu către preotul Ioan ca să te ierte, mai înainte până nu moare, căci te-a blestemat când l-ai ocărât și l-ai lovit cu un ciomag. Iar monacul, minunându-se că i-a spus greșeala lui, s-a dus împreună cu miranul în Veria și a luat iertare. Odată arhiereul Trianupolei a plecat cu diaconul său ca să meargă la cuviosul, vrând să-l ispitească de are cu adevărat mai înainte vedere. Pe drum a luat rasa diaconului său și s-a îmbrăcat cu dânsa, și astfel arhiereul a mers la dânsul ca un diacon, apoi a zis către sfânt: binecuvintează, părinte, arhiereule, să afară și de voiești poruncește să vină înăuntru. Iar sfântul a zis către dânsul: tu ești arhiereul și tu să mă binecuvintezi, deci nu te mai preface, căci eu eram acolo deasupra locului în care ați făcut înțelegerea. Și acesta zicând a făcut metanie și l-a binecuvântat arhiereul, apoi l-a sărutat și foarte mult s-a minunat. Sfântul zicea încă și aceasta despre cuviosul și de Dumnezeu putătorul Nifon Atonitul, că deasupra colibei lui era o peșteră mică și într-o zi a intrat în peșteră și a adormit. Iar după ce s-a sculat din somn, a șezut și a văzut dinaintea peșterii o femeie împodobită. Dar cunoscând viclana lucrarea diavolului, a făcut de trei ori semnul cinstitei cruci și îndată s-a făcut nevăzută. Apoi spunea și despre sine că într-o zi de luni a venit un monah pe care niciodată nu l-am văzut și a intrat înaintea colibei mele și era cu totul slab de multă înfrânare. Iar marți dimineața a venit la mine și a vorbit împreună. Și neavând pâine sau altceva ca să mâncăm amândoi, a ieșit și a așezut mai sus de coliba mea până joi dimineață. Și iarăși a venit la mine și a vorbit înapoi, împreună. Apoi iarăși a ieșit și a stat în locul cel din tâi până sâmbătă dimineața. Apoi am ieșit și eu pentru puțină odihnă trupească și de atunci nu l-am mai văzut. Deci, după ce a petrecut cuviosul părintele nostru Maxim 14 ani în peștera aceea, mai înainte zisă, unde își are coliba aproape de Panaghia, a ieșit de acolo și a venit aproape de Sfânta Lavră, numai ca să audă duhovnicieștile organe, adică clopotele, și acolo și-a făcut o colibă mică și întâi s-a așezut până la sfârșitul vieții sale. Sunt și multe povestiri, sunt și alte multe povestiri din despre Dumnezeescul Maxim, adică mai înainte vederi și faceri de minuni și învățături de Dumnezeu înțelepsite, prin care povățuia pe mireni, pe monac și pe fiecare om din orice stare. Cu toate acestea este cu neputință ca să le scriem pe toate, fiind o mulțime. Iar acestea pe care le-am scris sunt asemenea ca și cum am fi umplut un pahar cu apă din mare, pe lângă noianul mării, dar și aceste puține sunt destule ca să cunoască creștinii cum că nu numai în acea vreme de demult preamăra Dumnezeu pe Sfinții Săi, ci și acum și în toată vremea pe toți care îl slăvesc pe El prin locurile cele bune și îi preamărește cu semne și minuni, care sunt
ca niște albune ale slavei de-a purga vecuitoare, pe care au să le dobândească într-o împărăția cerurilor. De aceea, trecând pe cele mai multe, venim acum către preasfințitul sfârșit al Sfântului, ca să sfârșim și povestirea cea despre dânsul. Un oarecare monah, care se numea Nicodim, a mers la cuviosul pentru folosul sufletesc, iar Sfântul a zis către dânsul: frate Nicodime, eu acum de grab o să mor. Deci după aceea i-a arătat și ziua adormirii sale, iar pe aceia care aveau să vină la îngroparea lui, i-a spus mai înainte pe nume. Și când a sosit ziua mea, pe care mai înainte i-a spus-o, cuviosul Maxim a adormit fiind de 95 de ani, în a 13-a zi a lunii ianuarie, și a fost îngropat în mormântul pe care el însuși și l-a săpat aproape de coliba lui. Și la îngroparea lui s-a făcut numai de aceea pe care el însuși mai înainte i-a spus, că adică nu se va face într-o arătare și cu mulțime de popor. Și a dat poruncă îngropătorilor să nu mute într-alt loc moaștele lui, nici să ia cineva o părticică din trânsele, ci să le lase întregi și ascunse în mormânt, ca să nu se slăvească de oameni. Iar după ce s-au înștiințat despre adormirea cuviosului, toți părinții Sfântului Munte, foarte mulți s-au mâhnit și plângeau că s-au lipsit de un dascăl ca acesta de Dumnezeu înțelepțit la viețuirea monahicească și de un lucrător prea strălucit, propovăduindu-i totdeauna pretutindeni vitejiile lui cele duhovnicești și dumnezeieștile lui daruri, și făcând în fiecare an pomenirea Sfântului cu cinste și cu evlavie, precum se cuvine Sfinților. Și așa au slăvit și slăvesc pe pământ oamenii pe cuviosul Maxim cu cinste, iar în cerul este slăvit de înger, care primind preacuratul lui suflet, l-au așezat în colturile Sfinților și l-au amărit cu negăita și neînțeleasa lumină a Dumnezeirii. Iar acum stă înaintea lui Hristos, pe care din tinerețile lui l-a dorit, și se bucură împreună cu îngerii și cu Sfinții cei din veac, rugându-se neîncetat pentru noi. Dar pentru ca să se arate că darul Sfântului Duh petrece nedesfățit din de Sfintele lui Moaște, nu a lipsit de a se face minunile cele cuvenite. Căci un oarecare monah cu numele Dionisie, care se poriclea Cando Stefanos, fiind bolnav cu durere de cap multe zile, a legat la mormântul cuviosului și rugându-l cu cădință și cu lacrimi ca să-i dea sănătate, a adormit puțin. Apoi, deșteptându-se, s-a aflat sănătos și prea mărea pe Sfântul. Și luând în mâinile sale puțină țărână de la mormântul Sfântului, îi se părea ca niște miri minunat și s-a umplut de bună mirasmă negăită simțurile lui. Chiar și eu însumi, zice scriitorul vieții acestuia, care mai înainte am văzut pe Sfântul zburând în văzduh, îmbolnăvindu-mă foarte rău și ajungând aproape de moarte, deznădăjduindu-mă de viață, am chemat cu lacrimi în ochi pe Sfântul într-un ajutor. Și în somn, arătându-mi se, m-a făcut sănătos și am primit viață a doua oară, slăvind pe Dumnezeu împreună și pe Sfântul, căci mort fiind, am înviat. Un ieromonac îmbunătățit cu numele Nifon, împreună cu altul oarecare Sihasu, au mers la mormântul Sfântului și săpând au luat o părticică din Sfintele lui Moaște, și atâta bună mirasmă a ieșit din ele, încât n-au putut să o sufere, pentru aceea, ștergând cu un burete udat cu apă acea bucățică mică pe care au luat-o și au uns cu cădință și cu evlavie simțirile lor. După aceea au pus-o iarăși la locul ei, ca să păzească porunca cuviosului, care zisese să rămână întregi și nelipsite Sfintele lui Moaște. Apoi, luând țărână, nu mai a supat mormântul ca mai înainte, slăvind pe Dumnezeu, care așa preamărește pe Sfinții Săi.
După aceea, mulveserindu-se, mergeau în fiecare zi la Mormântul Sfântului și se împărtășau de bună mireasmă întru slava lui Hristos, Dumnezeul nostru, căruia se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea, împreună cu Părintele Său cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Său Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu ale lui Sfinte Rugăciuni, Doamne, miliește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Sfârșit și lui Dumnezeu.